Bine ați venit pe canalul nostru. Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută. Dilek, aflând noi informații despre tatăl ei, se duce să-l vadă pe Taner. Împreună cu Taner, în timp ce sunt în mijlocul investigației, descoperă că Halime nu a vorbit cu Taner. Încercând să rezolve această situație, Dilek se confruntă cu atitudinea inflexibilă a lui Halime. Misterul legat de tatăl ei și dificultățile din relația cu Tanner o împing pe Dilek în necunoscut și o fac să se simte izolată. Care va fi marele surpriză pe care Tanner o pregătește pentru Dilek? Centrul de Educație Populară și-a început activitatea, dar a adus și dificultăți tehnice. Profesoara Gulsum se adresează lui Taner și fraților săi în speranța că aceștia ar putea rezolva problema cu centrul. Vor reuși frații să rezolve problema centrului de educație populară? Munir Bey este dezamăgit de eșecul deschiderii centralei electrice și demisionează. Când nimeni nu îl poate face să se răzgândească, Ramazan preia responsabilitatea. Vor avea succes eforturile lui Ramazan? în timp ce Ercan este copăleșit de emoții grele, fuge de acasă. Toată lumea îl caută pe Ercan peste tot, iar Sefer îl găsește într-o fântână. Va reuși Sefer să-l salveze pe Ercan, care se află în pericol de moarte, și să-l aducă înapoi în Gedeli.